despot la Vocea României. Despot era Alex. Ești foarte drag, Alex, e o voce foarte frumoasă. Ai ceva de Adrian Despot? Știți pe ăsta sau nimic degeaba? Dacă nu știți, nu mai. Ai ceva de Mircea Baniciu în tine, deci ești foarte ok. Păcare tine că te porți așa cu părul lung și ești blocat din anii 80, dar mă rog. Trebuia să facem o melodie cu el. După ce am fost în live, urmăresc că vreau să facem o melodie, să o înregistrăm la noi la Vița, la studio. Sună-mă luni, Alex, îl sun luni. Alo, ce faci? Bine, Adrian, tu filmezi o reclamă la Vodafone, sună-mă joi. L-am sunat joi, auzi? Sună-mă în aprilie. Și zic, 2017 sau nu? Nu la anul aprilie, că atunci mă eliberez. Și l-am sunat în aprilie, că așa suntem noi moldoveni, uiți în aprilie, că așa mi-a zis mama. Uite, dar sună când a zis băiatul, dacă Adrian a spus, se sună în aprilie, de ce nu sună în aprilie? Și mi-a scris acolo pe calendar, sună Adrian Despot în aprilie. L-am sunat. Ați accesat căsuța vocală a Adrianului 27. Ar fi fost scutere pentru că el lucrează la Vodafone, să răspundă chiar el. A tătesat căsuța vocală în p***a. Ai sunat de 3 ori. Da, Vița de Vie, mișto, mișto. Am cântat cu ei la deschiderea anului studențesc. M-a prezentat foarte frumos, erau vreo 5.000 de oameni în seara aia, toți. Frociu! Foarte frumos, am avut spectacol peste o săptămână, nu a venit nimeni. De-aia eu sunt puțin, știți cum e? Ăsta măcar a venit cu textul scris, dar eu care am venit cu... Eu de obicei, vă spun sincer, de obicei venea Cătălin, mama, prietena mea și un câine rătăcit. Pentru că oamenii în ziua de azi, dacă se uită la televizor și văd, bă, ăsta lucrează cu Bendeac, da, dă a zis cu câine. Adică de-al dracu nu vin. Și la majoritatea spectacolul în ultimii ani, bă, sun eu oameni să vină și ghiți ce răspunsuri primesc. Mana spectacol, că mai sunt unii care te întreabă, dar neași când ai? Joi! Și răspuns la mod, aia, dacă aveai vineri, veneam. De ce? E, joi? Data viitoare, când ai spectacol, vineri la a, da, nu-mi place acolo, nu. Când mai ai spectacol, auzi tu când vrei, într-o sâmbătă la, da, dar nu, că trebuie să mă sunt scot dinții, deci nu. Băi, nu mai spun că m-au sunat 10 oameni care trebuiau să vină în seara asta, luaseră bilet, m-au sunat tot 10, nu știu cum, au pus bani, toți s-au sunat și au zis, băi, noi nu mai venim, de ce? COVID. Ăsta e motivul, așa, că în seara asta, dacă nu mergi și aveți disfuncții, spuneți, ce s-a întâmplat? COVID. I'm sorry. Eu sunt genul de bărbat care aș... Mie îmi place așa de mult păsărica încât aș purta-o ca o mască chirurgicală anticovid. Așa asta. 2004. Crezi că eu uit? 14 ani aveam trup rock, 13 ani, îmbrăcam toți negru, îmi plăcea Black Sabbath. Ozzy Osbourne. Nu aveți voie să vă puteți de ce vă trebuie. Și m-am dus în rocotecă pentru prima dată. Rocoteca era mișto. Toți îmbrăcați, bă, și tricouri de la Slayer, Iron Maiden, Metallica, AC/DC, Jean de la Craiova. Toți aveau tricouri și erau ăștia în vârstă. Și erau capitanii, rockărituri, care adresau câte o întrebare. Erau toți acolo puși cu tricou de la gri, cu muștar, ketchup, ou, pătată aici, la lubrifiant. Bă, tricouri de la Alien. Și te întrebau, bă, cu ce ai tricou? Cu Metallica. În ce an au făcut James Hetfield? Bă, și dacă nu știai, te umileau. Ce tricou? Deep Purple. În ce an... Bă, deci erai test, știi? Ești fan AC/DC, da. În ce an... Deci numai din asta. Și eu mai știu. Deci eu le știu, în 1974, aia treci. Și intram acolo și era rubrică de rock dur. Rock dur înseamnă... Deci, traforaj. Traforaj și amestecare mă ligă. Îi tund unghiile la dinozaur. Tai unghiile la așa. Bun. Și așteptam până la ora 12 fix, când ăștia se oposau de la atâtea muriști și din alea se iasă la o țigare, ca să bagi rubrica de rock clasic, Led Zeppelin, AC/DC, din alea ce ascultam eu. Pentru rockeri adevărați,
Astea erau așa, Ștefan Rușcă. Colinde. ACDC Colinde. Și noi așteptam astea cu Black Sabbath, cu Iron Maiden. Și deci poziții, da, din cap nu fac aici, n-am cu lombarul. În fine. Băi, dar n-o sit în viața mea. În seara aia, s-o dat o ladă de bere. Și intrai cu biletul, scriei numele, Vraciu. Și am pus și eu acolo mai multe. Că am zis, bă, poate am noroc. Le-am zis la băieți, că eu nu sunt verit, dar eu sunt fel de mascul alfa. Și le-am zis, da, în ce an s-o împășit Paul McCartney pe stânga. Așa, i-am zis, vei, hai să scriem toți un singur nume, da? Vraciu, ca să fim siguri că câștigăm ceva în seara asta. Și la un moment dat, înainte de rubrica cu rock clasic, s-a întâmplat extragerea la sorți, tombola asta cu cine câștigă lada de bere. Imaginați-vă lada de bere la 14 ani. Era rebeliune maximă. Câștigătorul era întuneric. Băieți, în trup, Vraciu, lada de bere, o luat-o ăștia, băi, cum o împărțim? Două, nu stai, că o bem afară, o bem înăuntru, nebuneală. Și am isprăvit, o bem în noi. Și am băut aia de bere, ne-am simțit bine, ne-au pus și Led Zeppelin și cine ne-au mai pus. Și știi când te simți bine, timpul trece, se dilată, Alex. Și am ajuns într-o ziua acasă. M-a lăsat aia cu mașina, Metallica, eram ACDC, eram. Ajung la etajul 3. Pe vremea aia aveam o mâță, Petruț. Fii atent aici. Și bag cheia în ușă, dar știi cum am băgat-o? N-ați băgat voi în viața voastră cum am băgat eu cheia în ușă. Așa încercu să n-audă mama. Ușor așa. Am deschis. Și eram șoleac aici, n-am cu Metallica în CD. Darkness imprisoning me! Eram... Și am deschis ușa ușor! Și... Cum intri în casă? Că toți, bă, toți ați făcut asta ca să nu te prindă mama. Băi, știi cum mergeam? Ca Jim Carrey în masca. Uite așa era. Tiptil așa, mama stătea în sufragerie. Din sufragerie, așa, fum, era roșu acolo. Era robotenca cealaltă, exact. Eu eram, nu s-au venit, bă, și parchetul, știi? Și la un moment dat, a venit Petruța, eu tot... I-am băgat un... Toci! Liniște! Și fix în momentul în care am crezut că am trecut de ușa lui maică mea, se aude. Ce faci? Și era și obosită și cu moațele în cap, că a doua zi avea petrecere și s-auzea. La ce oră ai venit? Și eram... Sunt aici. Ah. Predator. Suflă. Suflă. Trăiți? Suflă, mă! Era death metal în gura mea. Death! Cannibal Corpse! Câte bere ai băut? Una! Mersi mult, ăsta a fost Vraciu seara asta! Dă-i-le, Maximo! Mulțumesc mult, Maximo! Bine să-i filmăm! Să vadă Porcă, că nu mai avea un spectacol din lumea! Mulțumesc mult, Iașule! Țină, țină, pregătă, 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 țină! Bine, bine! Fă-i cu mâna, mama!
Mersi mult, Iași, mulțumim frumos! Super! Iris!